consilieri, având în vedere că domnul Lander nu poate ajunge, o să conduc o ședință să mai repede, nu mai puțin. Așa, domnul... Așa. O să dau citire proiectelor la ședința de îndată. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrurilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare drumuri locale afectate de inundații în Comuna Târgu Tot, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, reabilitare drumuri locale afectate de inundații în Comuna Târgu Tot, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru concesionarea serviciului de utilitate publică și distribuția gazelor naturale. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică și distribuția gazelor naturale în localitățile Târgu Trotuș, Vișoara și Tuta, aparținătoare Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuția gazelor naturale în localitățile Târgu Trotuș, Vișoara și Tuta, aparținătoare Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Construire Cămin Cultural în satul Trotuș, Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Construire Cămin Cultural în satul Târgu Trotuș, Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Și numărul 8, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții construire cămin cultural sat Târgu Trotuș, Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Dacă aveți ceva obiecție, dacă nu, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate? Pentru. Da? Da. 12. Bun. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare drumuri locale afectate de inundații în Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Este vorba de proiectul de la Vișoara, da? Urmăm pașii care trebuie să-i trimitem documentația către CNI. Vineri vom fi în... voi fi prezent la Ministerul Dezvoltării pentru proiectul ăsta. De asta am și, practic, ăsta este motivul pentru care ne-am adunat și am suplimentat și cu celelalte care sunt și cât mai urgente, ca în ședința de ordinară de săptămâna viitoare, rămân câteva puncte care sunt mai puțin deocamdată urgente. Da, discuții. Domnul Gureanu, altcineva. Domnul Boagă. Domnul Gureanu. Eu aș vrea să precizez că asupra acestor puncte bănuiesc că s-au făcut documentațiile mult mai din timp, nu exact în ultima zi. Ca atare, mi se pare incorrect ceea ce ați făcut, trebuia să faceți un alt, din punctul meu de vedere, mai ales că specificați că mai aveți după aia câteva puncte mai puține, deci la atâtea puncte noi să nu avem documentație decât exact în 5 minute care ne le dați înainte de ședință, neavând timpul necesar și suficient de a studia, practic, proiectele pe care le puneți pe ordinea de zi. Eu nu zic că sunt împotrivă, dar total neadecvat faptul de vedere cum ați abordat. Deci nu pot să înțeleg. Discuțiile astea au fost purtate la ședința anterioară, aveați documentațiile făcute din timp, puteați să faceți ședință ordinară din timp, ca să vă încadrați unde vreți dumneavoastră, ca să pot să știu și eu ce înseamnă toate detaliile astea pentru proiectele respective. Deci, eu acum nu pot să-mi dau seama cum exact, că în ultimul moment, exact ca întotdeauna se face și la execuțiile bugetare, exact așa se face și bugetul anual, aduceți la exact în ultima secundă ca să forțați consilierii pentru aprobare în neștiință de cauză. Forțează-ne.
Nu pot să-mi dau seama cât o să poată să studieze fiecare consilier, fiecare punct în parte. Acum înțeleg, dacă era un punct de dezbatere, da. Eu... Așa pe care înțeleagă două puncte, da? Dar dumneavoastră aduceți aici, în total, 7-8 puncte, exact în ultima secundă și îmi dați două hârtii, am ca să ridic până în sus, să vă rog frumos atunci să luăm ca atare, citiți exact ce prevede și ce ați spus pe proiectul respectiv. Ca să pot să mă documentez în timpul ăsta. Am înțeles. Da, bine. Domnul Vahă, aici mi se pare că e prea o greșeală. E drumul cu 152 km, 1+480, la km 3, 982. Strada Mihai Videală. Cum s-a făcut? Nu-i strada Ștefan cel Mare? Nu. Deci pe primul cât din CNI 1, cum îl numim noi acum, pe Vișoara, s-a pus strada principală Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu este considerat început de acolo, de la Turca. Da. Kilometru 0 până la Chiriac. Deci strada Ștefan cel Mare de la kilometrul ăla care e acolo menționat și până la kilometru 3 cu nu știu cât și Mihai Viteazu de la kilometru 0 cu considerat la Turca, că foarte da. Proiectul... Nu, am mai avut impresia că vorba numai de legătura care cărată să ne iau. Nu. Kilometru 3, păi Ștefan cel Mare are 3 km și vreo 65. Deci 2, cu totate la comunul ăla. Da. Haideți să îți facem un scurt istoric. S-au pus pe ordinea de zi cele 8 proiecte, pentru că sunt 3 proiecte importante. Două sunt depuse la Compania Națională de Investiții, Reabilitare Drumuri Vișoara și Căminul Târgu Trotuș. Și celălalt proiect cu gazele, care este, știți că studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la acest proiect de gaze, o să încep să vorbesc despre fiecare parte ca să puteți dumneavoastră să înțelegeți și să nu fie dubii că s-au făcut, cum spune domnul Ungureanu, repede. Inițial, cum a spus domnul primar, am vrut să le punem în ședința ordinară, dar pentru faptul că documentația este depusă la Compania Națională de Investiții pentru cele două proiecte, acolo documentația este citită într-o comisie tehnică și vineri domnul primar trebuie să duc, săptămâna viitoare va avea o comisie tehnică și să prindem și noi aceste proiecte care sunt gata și dacă prindem finanțare, începem demararea proiectelor tehnice tehnic de execuție și demarăm lucrarea. Să iau proiectul de gaze, cât de asta am început prima dată. Deci, în 2018, Consiliul Local a aprobat în hotărârea 33 studiul de fezabilitate și indicatorii tehnici economici la acest proiect, înființare rețea distribuției gaze în comuna Târgu Trotuș. Prin studiul de fezabilitate, în urma studiului de fezabilitate, am declarat procedura, am eliberat certificat de urbanism, și suntem pe fază de avize. Mai avem de obținut un singur aviz. Pentru faptul că am fost o unitate administrativă cu un pas înaintea celorlalte, am obținut, proiectul nostru a fost depus la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei și este pe lista prioritară de demarare a finanțării de obține bănuți ca să demarăm proiectul de gaze. Înainte de a se aproba, de a începe proiectul tehnic de execuție, procedura este să concesionăm acest serviciu de gaze, că nu poate să-l facă oricine, trebuie să-l facă un operator de serviciu cu autorizat de ANRE în acest domeniu de gaze și trebuie scoasă la licitație procedura aceasta de dare în concesiune operatorului. Astăzi avem pe ordinea de zi 4 proiecte pe gaze. 1. Este demararea procedurii privind concesionarea acestui serviciu către un operator autorizat. A doua hotărâre este numirea unei comisii de evaluare a documentației de atribuire și nu a documentației, a ofertelor depuse de operator. A treia hotărâre este aprobarea indicatorilor tehnici în vederea concesionării și în sine hotărârea de concesionare
nu, sau trei, câte aveam? Trei. Da, s-a acumulat colecționat cu aprobarea indicatorilor, parcă, nu? Da. Deci, noi suntem la faza la care trebuie să aprobăm demararea acestei proceduri, să concesionăm serviciul. După, potrivit hotărârii de guvern 209, care a apărut anul trecut în 2019, a apărut acest act normativ prin care ne reglementează și ne spune pașii ce trebuie să facem. În articolul 2, dacă uitați, aveți material, nu material, spune acolo pașii care în domeniul studiului de versabilitate și aprobare, pași pe care noi l-am făcut. Acum avem ultimii pași, demararea procedurii, numirea comisiei și aprobarea indicatorilor pe gaze. După aia o să vină proiectul tehnic de execuție, dacă primim finanțarea, Doamne ajută. Adică nu cred că este un lucru, nu mai sunt întrebări pe proiectul ăsta, eu nu vă răspund. Da, discuții dacă mai sunt și ce? Bun, haideți să vorbesc despre celălalt proiect. Un alt, ăsta, deci ăsta este... Nu, lăsați să-i scrii tot și după aia al doilea proiect care... Domnilor consilieri, vă rog frumos! Al doilea proiect care îl avem pe ordinea de zi de aprobare, care este prin Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții este o companie sub autoritatea Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, înființată. Și are un anumit fond care îl alocă pentru proiectele astea sociale și de infrastructură. Noi am depus la Minister o solicitare pentru obținerea finanțării pe Compania Națională pentru construirea cămin cultural de amplasamentul de la școală. Avem studiul de versabilitate întocmit. Acum, potrivit ordonanței din Guvern 25, care a fost modificată cu ordonanța 16/2014, compania națională are prevăzute niște atribuții. Prin companie nu poți să obții finanțare decât dacă îndeplinești niște condiții din această ordonanță care am menționat-o mai devreme. Și una, potrivit articolului 7 din această ordonanță, spune că potrivit articol 7 al neatului din ordonanța 25, cu modificări și completări, v-am zis ordonanța 16, pentru obiectivele de investiții propuse a fi finanțate în cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentul conform protocolului. Predarea amplasamentului se face către companie doar pe perioada derulării investiției, pentru că compania se va ocupa de absolut tot, de licitație, de noi predăm lor amplasamentul și ei ne predau lucrarea la final. Cu o anumită condiție, 15 ani să-i păstrăm destinația construcției, adică să nu o transformăm din cămin cultural în alt spațiu, să... sunt niște condiții care le cercet la companie. Și unul din proiectul de hotărâre de azi este aprobarea predării acestui amplasament unde se va construi căminul cultural. Și al doilea proiect este aprobarea indicatorilor, pentru că prin studiul de fezabilitate, un studiu de fezabilitate este un deviz în care este împărțit prin suma predată de companie. Vom avea și noi comuna o cheltuială care trebuie aprobată potrivit, în raportul meu am spus că potrivit devizul general, cu atentă cu trotul și asigură finanțarea 645-704 lei. La punctul 2, da? Noi reprezentăm de punctul 2, da? De cămin cultural, nu știu. La cămin cultural, ok. Deci nu mai suntem la drumul, am să legat drumul la... Nu, n-am vorbit despre drum, am vorbit de gaze și acum am vorbit de cămin, vorbesc și de drum. Deci contribuția comunei de putrost este de 645. Iar contribuția de la compania națională, aveți valorile, nu le-am luat nimic. Am în raport. 27 miliarde la gaze, da, sunt în raport. Da, deci sunt cheltuieli neeligibile, ca să le numim așa, pe cămin. Bine, ca și oricare proiect. Iar la drumurile de la Vișoara, tot prin Compania Națională de Investiții, este cele două hotărâri sunt de predare amplasamentului
și de aprobarea indicatorilor tehnico-economic, condiția asta de a păstra destinația 15 ani și de a aproba cofinanțarea comunei pentru proiectul de drumuri. Cum spuneam mai devreme, cele două drumuri strinse sunt Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. 3 km, pentru că să facem o precizare. De ce au fost prinse aceste drumuri? Bănuții ăștia pe companie sunt veniți pe calamități. Deci nu se dau cu anumite drumurile afectate. Când s-a făcut procesul verbal? Deci numai acolo a fost calamitatea. Deci domnul primar numai acolo. Comentăm. Așa da. S-a prins. Da, haideți, lăsați să vă puneți să preimpostează. E bine că s-a prins și acolo. Sunt 3 km de drum. Ulterior se va depune în compania. Doamna, dar mai concret, unde sunt acele drumuri, ca să știu? Principalul Crișoara. Și de la Dulhac spre la strada Dumuliță Sfântea, până la capăt, principalele cum ar veni pe Crișoara. Deci pe istoria poliției vor fi Mihai Vineazul și înapoi... Alea, practic, vor fi compactate, dar vor fi și vor fi asfaltate. Da, uitați, eu în raportul meu, despre, am spus, n-aveți raportul meu, uitați, la mine, vă citesc. Deci, prin documentația DALI se propune reabilitarea drumului comunal DC-152 de la kilometru 1 la 480, kilometru 3982, așa la, nu știu de ce, eu nu am pe kilometri strada și Mihai Viteazul. Păi, teoretic, are și vreo 2 km și ceva. Păi cum mai mult? 265 ar trebui să... Păi cum? Cum ați să păte? Cine o spus că e mai mult? Păi dacă matematica unde a spus? Păi ies vreo 2 km și vreo... 300, 2400. Nu 300 ceva, mă rog, dar nu mai contează. Păi așa contează până la diferență. Păi nu, mă rog, să trimite o sumă. Este, știți, să Vișoara nu este intravilandă la linia CFR. Este un tronson din linia CFR până la Mașala, se consideră extravilandă cu Vișoara. S-a luat da, s-a terminat racordarea la... Se lucrează. Se lucrează, pentru ce? Pe principal. Și spune aici proiectantul, structurile rutiere ce sunt recomandate, bine că s-a făcut un raport de expertiză, a se lua în considerare la evaluare, sunt strat format din balast în grosime de 10 cm după compactare, strat de fundație din balast în grosime de 8 cm după compactare, strat de bază de piatră spartă în grosime de 12 și strat de uzură din BAPC 6 cm, grosime de 4 cm. Nu știu ce-i asta. Deci eu am luat din raportul DALI, din documentația DALI a proiectantului. Și după cum am spus și la Domeniul Cultura, sunt cele două hotărâri de predare a plasamentului și aprobarea cofinanțării noastre, care valoarea acolo. Da, vă rog. Doamne, dumneavoastră știați de lungimea acestui tronson? Păi și dumneavoastră a spus mai devreme, în completare, că e undeva într-o 3 km și ceva. V-ați anunțat cetățenii din Vișoara să le spuneți că dumneavoastră contribuiți într-un mod cât se poate de aparte ca să asfaltați... Păi nu, da, eu am întrebat pe dumneavoastră, deci dumneavoastră trebuie să... Ce rost are să mă întrebați? Păi cum adică ce rost are? Trebuie, dacă eu vă întreb, trebuie să răspundeți, nu eu. Dacă ne punem întrebați... Dacă v-am întrebat cetățenii, da, da, ce să mă întrebați? Păi nu, da, să spuneți, să înțeles că așa ați spus dumneavoastră, că lucrați acolo foarte cu dere. Dar nu dumneavoastră personal, lucrează da. Primăria, poate eu, da? Lucrează cei de la canalizare. Vă rog, înțeles. Vă rog. Alte întrebări? Domnul Ungureanu? Da. Aș vrea să știu cum s-a făcut procesul verbal sau cum s-a făcut pentru inundație. Adică numai în Vișoara s-a stabilit acest lucru. În localitate, în Tuda, de exemplu, n-a fost nimic, n-a fost probleme în Tuda. Este deci eu nu sunt împotrivă, deci nu înțelegeți, nu sunt împotrivă la Vișoara, eu aș vrea chiar toate străzile să fie. Dar eu iau în considerare, adică în momentul ăla când a fost inundație și au fost probleme la Vișoara, eu bănuiesc că au fost, știți foarte bine, probleme și în Tuta, mai ales pe strada respectivă. Au intrat, deci s-au inundat beciuri, s-au inundat bucătării, s-au inundat camere. Și nu știu cum s-a făcut acest proces verbal. Adică s-a ajuns numai într-o parte unde face parte, să luăm cinstit și vorbim de acum, unde face parte numai domnul George. Deci domnul George fiind la ISU, el am înțeles că a făcut procesul verbal împreună cu dumneavoastră.
Deci nu putea. Deci ați colaborat împreună, da? Cum ați putut dumneavoastră să neglijați acest lucru, adică să lăsați numai ca pe vișoara să fie făcut acest proces verbal de calamitate? Mă lăsați să vă răspund. Deci procesul verbal când se încheie, se încheie cu acordul ISU, primar, nu-i numai un singur organ. Sigur, este o comisie, întreagă comisie. Pe unul din procesele verbale care am avut norocul să-l prindem, așa a fost acest drum la Vișoara, ca ulterior, pe baza altui proces verbal care include Târgu Trotu și Tuta, așa o să depunem încă un proiect la CNI. Da? Eu știu discuția încă de atunci, pentru că dumneavoastră ați propagat un întreg scandal în pulmă și anume... Nu, vă rog frumos. Așa? Și anume, domnule, uite, primarul face la Vișoara, nu la Tuta. Nu, eu sunt de acord și eu să fac peste tot. Haideți să o luăm etapizat. Vă rog frumos. Și nu mai credeți discuțiile astea întresate, că de acolo apare și dușmânia și nedușmânim. Pentru ce? Pentru nimica toată. Lăsați-o așa. Primul proiect. Acum ducem la capăt, ne apucăm de al doilea, ceea ce include cele două sale și e vorba de vreo undeva la 8 km, am înțeles? Așa? Deci nu... Nu era frumos ca pe acel proces verbal să includeți și tot, așa atunci mergea concomitent? Nu era, domnule, pentru că și când plouă uniform, deci plouă într-o parte... Domnul Ungureanu, n-ați avut fază în care stăteați acasă la soare și la Vișoară ca mări? Exact. Adică, hai să luăm pe n-ați spus atunci pe timp de noapte când a fost pe Hățaș, cum se spune la noi? Eram acolo, domnul Ungureanu, da. Eu nu v-am văzut acolo. Ați fost acolo, atunci cum n-ați putut să cuprindeți în procesul verbal? Este altă dată, proces cu altă dată, vă rog. Alte întrebări, dacă mai sunt? Și nu spuneți că eu aduc sau sunt împotrivă ca să nu se facă la Vișoară. Am greșit. Eu am spus că, domnule, cum s-a făcut acolo, atunci trebuia încheiat procesul verbal ca să beneficie. Domnul Ungureanu, în prima ședință în care a fost discuție de acest proiect care l-am depus la CNI, în fața primăriei, în parcare, ați afirmat în gura mare că, uite, în loc să se facă la Tuta, se face la Vișoara. Tot de-ai noștri. Vă rog frumos. Eu cred că dumneavoastră, eu aș putea să vă dau pentru asta în judecată. Să-mi aduceți dovezi concrete. Dați-mi. Deci aduceți dovezi concrete. Eu când vorbesc după acte și după lege. Dumneavoastră văd că vorbiți pe lângă lege. Vă rog. Și pe lângă subiect. V-ați terminat de doar ea. Domnul Mihai. Consider că informațiile furnizate astăzi sunt destul de relevante să votăm pentru. Am înțeles exact, se va ocupa compania națională, nu suntem noi în măsură să facem prea multe. Dacă ni se dă și căminul cultural și drumul, distinct, un an și gazele. Da, măcar încercăm, adică nu avem nici să ne certăm acum. Nu, sigur, dacă permiteți, dacă domnul Cernea a spus că toate informațiile sunt relevante, așa cum spune domnul, deși nu domnul a înțeles, ținând cont că suntem majoritatea consilierilor din Troduș, am înțeles, am luat în discuție Vișoara, am pus după aia, pe locul 2 Tuta, Târgu Troduș. Va beneficia de profinanțare. Să face ceva în această... În afară din căminul, cred că e prioritate. Și căminul e pe dată. Haideți, nu luați că nu e prioritate. Că n-a fost azi dat. Domnule, de ce nu se face? S-a făcut. Dar străzile alea când se vor face? Domnule, e un alt proiect pe strada primăriei, panta jos înspre legătura cu Tuta. Înțelegeți-mă, nu pot dintr-o dată să răstorn munți. Da? Dintr-o dată, că avem toate studii, înțelegeți situația și nimeni nu vine aici ca să fac ceva de ascuns, cum aveți dubii unii sau alții, eu știu, de totul. Nu există, dar da? Niciodată să nu ne punim, să nu ne susținăm unii prin povere, da? Problema este că de asta suntem aici. Adică, repet, vin cu aceeași întrebare, nu facem ca alții azi, să nu votăm ca proști, scuzați-mi modul de exprimare, și ar trebui să ne gândim prima dată, bă frate, ce lucruri concrete care se fac, frate? Obiective concrete care se vor finanța și care vor fi, bă, realizate totuși în această comună. Asta e, nu ne suspicionăm, că am spus clar. Doamne, mulțumesc. Domnul Avadele, vă rog. Părerea mea este să profităm de ocazia asta, care nu se poate candida, că și când i-a pus de ocază, nu faci și în bucătărie, și în baie, și în câte și mai câte, dacă nu mai faci pe rând, că n-ai putere. Așa și noi acum, dacă s-a evit intențiunea asta cu... inundațiile și cu asta, ne agățăm din chestiile astea, ca să putem face ceva, că la urmă, la tot, dar cum s-a făcut asfaltul? Și la așa de ce nu o să le dăm asta? O să le dăm tot pe depomană, ce să mai... Să profităm de ocazia... Domnul Abădeanu, știți cum se face bugetul?
să profităm de ocazia asta, că să, eu și nici asta nu e chiar sigură până la urmă, că stai să ajungem până acolo, că mai să sunt o de parte. Și cu asta să încheiem subiectul, ce să noi, că nu avem și altele de discutat. Mulțumesc. Da, bun, discuții dacă mai sunt. Dacă e să luăm în funcție de, de investiții, dacă calculăm, tot aici pe un bloc, indiferent cu asfaltul respectiv. Vă rog. Dacă e să calculăm, nu luăm în de buget. Și investiții. Deci asta este. Da, la punctul 1 trecem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, pentru, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și obiectivului de investiții la reabilitare drumul local afectat de inundații în comuna Târgu-Tot, județul Bacău. Discuțiile au fost. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru concesionarea serviciilor de utilitate publică a distribuției și distribuției de gaze naturale. Și ce vedeți, trebuie să fie numit un consiliu. Asta, mă, da. Bun. Din comisie până acum, cine fac? Pe cine am primit eu? Doamna Pistecă. E trecută, doamna Pozlovachii, doamna Așa. Și după aia, așa, bun. Acum, va mai trebui un consilier local și... Nu un consilier local? Un consilier și un suplent. Așa. Bun. Pe consilier local. Pe consilier local. Vă rog. Cine este interesat să intervă în comisie? Eu. Domnul Vitelon? Domnul Godeanu? Este și Consiliul Viitor. Domnul Abădăni? Ai spus și Consiliul Următor. E vorba despre drumul de Gameșoara, vorbesc... Dacă nu se poate face un pregătător... Nu, treceți-l pe domnul Abădăni, propun pe domnul Abădăni, fiind pensionar, eu propun unde sunt proiectele respective și investițiile respective să facă consilierii din zonele respective. Așa este normal. Nu este normal să mă eu din lumea să merg la Vișoara. Sau pentru că nu știu, am vrea să merg. Domnul Domnul da. Domnilor consilieri, sunteți de acord pentru domnul Abădăni? Da. Da? Cine este pentru domnul Abădăni? S-a votat. Și Soprian? Și încă un Soprian. Din tot a luat. Treceți-l pe domnul Ungureanu. Sau dacă nu pe domnul... Cine este pentru domnul Văcaru? Domnul Văcaru. Domnul Văcaru, sunteți da? Da? S-a votat. E ok, da? Contează că se fie mult. Proiectul numărul 4, nu dacă nu vor fi să vă schimba. Am înțeles, da. La proiectul numărul 3, la proiectul în forma inițială cu domnul consilier în comisie, cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitatea Târgu Totuș, Vișoara și Tuta, aparținătoare comunei Târgu Totuș, județul Bacău. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitățile Târgu Totuș, Vișoara și Tuta, aparținătoare comunei Târgu Totuș, județul Bacău. Cine este pentru? Nu mă numesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de construire cămin cultural sat Târgu Totuș, comuna Târgu Totuș, județul Bacău. Răspunsul domnului Vitelu. Vă rog. Vă rog tare mult să dispuneți când va începe construcția acestui cămin. Nu știu, n-am spicuit, dar... valoarea, care e valoarea totală, practic? Aveam să mă zic de aici, da? Totalul general, 14,87. 14 miliarde, 5 miliarde, nu? Așa, construcția n-am pus să dau un răspuns concret acum. Dacă obținem finanțarea... Sigur. Urmează licitația. Deci, în cel mai bun caz, după obținerea finanțării, ar dura o lună și ceva documentația de... Îi urmează după obținerea finanțării, deci nu s-a schimbat absolut nimic. Se demarează, se
face, compania va face achiziția privind proiectare și execuție, merg la pachet și se va face un grafic de jalonare perioadă de 2-3 luni proiectarea și 12 luni. E ok, deci va rămâne în formă inițială tot la școală acolo, da? Da. Da, clasamentul e la 170. Domnul Măvădăl, vă rog. Dacă doriți să consultați studiul de fezabilitate, de vizu, eu le am jos, le pun la dispoziție încă nu mă spune. Da. Domnul Măvădăl, vă continuați. Da, spuneam că vă se dorește foarte mult că aici e chestiune de... multe aprobate, pe la ISO, de pe la modul, e vorba de public, cu sări, de spectacol, câte mai fi. Nu, nu chiar atât de asemenea, de aia probabil că se pare mare suma, dar eu trebuie să fie mai... Nu va trebui la subiect, da. Domnul Zofonar, vă rog, domnul consilier. Dacă este un plan de construcție, adică să știm ce sări, ce... Domnul, este proiect, nu plan, nu mai am luat cu planul, este proiect, sigur. Mai devreme a zis doamna Bodron, mare la dânsă, dacă sunteți interesați, un coborâș jos, vă rog, treceți pe la dânsă. Altcineva? Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții construire cămin cultural sau Târgu Rotuș, Comuna Târgu Rotuș, județul Bacău. Da? Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind 8, pardon. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire cămin cultural, sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Cine este pentru? Deci, discuții, da? Domnul Mititel, vă rog. Spuneți-mi un pic, deci detaliați-mi puțin acest proiect, pentru că văd aici la la investiția de bază, din RESI, 1137,28 euro per metru pătrat. Spuneți-ne un pic, deci totuși, de ce totuși suma asta așa de mare? Suprafața căminului are 400 mm. Am văzut asta, doamnă. Suprafață desfășurată, e legit de înălțime parter, cuprinde toate sală, sări, da, vă puteți veni la mine, vă dau planșa. Nu, ar fi fost mai, ar fi fost totuși un pic mai, mai logent dacă, dacă ne, ne era specificat. Acel cămin conține o sală, să spun, o bucătărie, trei toalete, mă rog. Adică totuși, dacă mi se spune ceva, mi se pare totuși, nu vreau să spun aberant, că nu vreau acum să ies în față, dar 1100 și ceva din... E un metru pătrat. Dar este construire și dotare, domnule. Am înțeles. Ca și la tuta de altfel. La tuta, bildă, tuta e construire modern. Și costume naționale, costume naționale. Deja mai avem o lună și deja dansă. Da, deci eu am dat, dar ați zis, doamnă, că e în faza finală. Nu, ați zis că faza finală. Vă rog, da, revenim la domnul consilier. Doamna vice, vă rog frumos, revenim la vot. Cine este pentru? Având în vedere că toate proiectele au fost. Deci dacă îmi permiteți, nu prima. Deci dacă îmi permiteți aceste proiecte,